În cazul intervențiilor complexe, apelăm la tehnica sedării conștiente, astfel încât după această operație, pacientul trebuie să stea într-o rezervă postoperatorie, precum cea pe care o vedem aici, prin care ne asigurăm că își revine în totalitate pentru a merge la următoarea etapă de amprentare. E important de asemenea și în cazul pacienților cu diferite boli cardiace, hipertensiune sau alte probleme de sănătate, să rămână în continuare monitorizat în clinică până ne asigurăm că totul este bine și poate pleca acasă în siguranță. Vă invit să vizitați site-ul nostru și, bineînțeles, vă aștept la o consultație pentru a stabili un plan de tratament.